Vă dau un suflet mare, pentru că am să vină și aici la Vala Rezina. Vreau să se dea mai aproape și îi dăm cu aplauze pe doamna Maria Ciorici. Bună seara și bine ai venit, frumoasă doamnă! Bună seara, doamne, doamne, să fac bine acasă! Bună seara, am avut un sfânt frumosc! Și în această seară frumoasă, felicit în primul rând pe mintii noștri frumoși, Iulia și Pavel, cu ocazia acestei sărbători frumoase, casă de piatră, dragoste, înțelegere și un exemplu frumos la nașii voștri, eu și frumoșării stau și să vă uită. Așa, haideți să-i aplaudăm pe ambii, ambii de mine. Eu am emoții atunci ca și tine, Iulia, pentru că, de obicei, când vin la nuntă, felicit mirii. Poezia este dedicată mirilor, dar astăzi este un moment mai deosebit. Fiindcă Conița Mireasă s-a gândit să-i surprindă frumos pe părinți. Invit aici părinții miresuicii noastre, socrii mici, Alexei și Valentina, vreau să vă văd aici. Unde sunteți? Domnul Alexei, unde-i domnul? Au ieșit la fumat. Cred că doamnă vrea să mă apucă și să mă prindă, stai mirele. Mă rușesc dacă vrei. Eu vreau să vă ofer mai întâi acest floricel pentru mama, doamna Valentina, toată stima și onoarea, și Lena Nașchi, le vă țetăm. Și prin ele tot vreau să te iau seama, cum așa, că am văzut că ai vrut de dat să mă cuprinț? Ia uite și te dărui. Acum și-i spun și pe rusești, cu aplauzele voastre, o primă după eu, mamă! Для вас тоже, чтобы угостить вашу невесту. Аша, дорогие мои, я вам месседж специал для партии Мирезуичи. Рога шоу мелодию, фондал для мелодии, да кухтеть май лен, чего вам пиано, чего вам лен. Ноастри, драчи. Драчи, парень, вам мецумим тру драгостя. И бунататя, чем я здаруит, кер на începуту вьети. Astăzi noi, în fața voastră, ne creăm familia și ne construim succesul. Vă promitem că vom depune străduință să fim uniți și fericiți. Vă suntem recunoscători pentru grijă și pentru dragoste ce zi de zi ne dăruiți. Vă suntem recunoscători pentru viață și pentru educația primită. Fiți sănătoși, mereu cu zâmbetul de față, de astăzi suntem o familie împlinită. Ceea ce sunt eu astăzi, dragi părinți, este meritul exclusiv al vostru. Mă bucur să vă văd fericiți, să vă bucurați pentru succesul nostru. Vă mulțumim tare pentru sfaturile prețioase, pentru cuvintele de valoare și pentru faptele frumoase. Voi sunteți exemplu, inspirație, modelul nostru de viață. Mulțumim pentru dedicație și pentru educație frumoasă. Ați fost mereu alături de mine. M-ați iubit, m-ați ajutat, m-ați învățat numai bine, datorită vouă așa frumos m-am ridicat. Pentru noi sunteți cei mai deosebiți, cei mai importanți oameni. Vă iubim, părinții noștri sfinți, și vă mulțumim pentru toate. Pentru nopțile nedormite, pentru sprijin și ajutor, și pentru grija infinită pe care am simțit-o absolut în tot. Vă iubesc nespus de mult și tot ce astăzi îmi doresc, să le fiți aproape necontenit cu suportul vostru părintesc. Toată viața mea de realizarea voastră. Și astăzi tărut mâna cu recunoștință frumoasă. Datorită vouă, noi suntem aici și ne bucurăm cu toții de acest eveniment de vis în care mă vedeți mireasă lângă meu soț. Vă doresc să fiți veșnic, sănătoși, să vă bucurați de când veți ține în brațe nepoței frumoși, bucuria bunicilor. Promitem să luăm exemplu, să formăm o familie unită. Cum am văzut la voi tot timpul, vă spun ferm și tare, sunt fericită. Din partea Mirezuicii, Iulia, ce succes! Așa, cu îmbrățișări, cu sărutări și cu recunoștință. Pentru, în primul rând, pentru că ați dat viață, și în al doilea rând, pentru că astăzi sunteți al
alături de ea, alături de ei în această clipă. Aplauze, vă rog frumos, aplauze! Я хочу сказать нашим на нашей Ирине и Андрей спасибо за прекрасный день, прекрасную ночь, прекрасные моменты, прекрасное торжество вместе. И благодарю Богу, что вы с нами. Я хочу, во-первых, сказать спасибо для наших наношей, те, которые приехали из Москвы. Ну, с моей стороны только один есть группа поддержки Сергея. Где он? С моей стороны никто не смог приехать, потому что на данный момент находится война, мои родители боятся, моя сестра, у ее как бы проблемы есть. Спасибо именно нашим малышам, то что они приехали на нашу свадьбу, и это наши малыши. Ну, это уже это. Мне нужно привыкать к вашим традициям. Да. Привыкнешь! И очень должен честно от всего сердца сказать спасибо для родителей Юли. Потому что они тоже. И мама, и папа. Спасибо для мамы и для папы от всего сердца. То, что у них есть такая золотая дочь. На данный момент это моя жена. Дай слово, да. Дай слово. Аша спой.
Павел и Юлия. Спасибо вам за то, что вы нас пригласили быть вашими, по нашим высокими родителями, большими. За то, что устроили такой вот праздник, пригласили столько гостей. Как говорится, всем здоровья, что все, пришли, все молодцы. Вам желаю любви, счастья родителям, конечно, спасибо за все. Также здоровья, любви и все остальное, как вам женщина говорит, а мужчина с деньгами, да? Вряд ли бы кем